Slăvit să fie Domnul! Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc două versete din a doua epistola lui Petru, capitolul 3, și anume versetul 17 și 18. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați stârâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Înainte de a intra într-un cuvânt de învățătură, potrivit cu tematica dată pentru seara aceasta, creșterea în har, aș vrea să vă spun doar câteva cuvinte. Am fost contactat telefonic de fratele Liviu Axinte, președintele comunității regionale Suceava, și dumnealui, prin vocea mea, a salutat Convenția din Canada 2019, în numele lui și în numele celor 436 de biserici care fac parte din comunitatea regională Suceava, urându-vă ca Dumnezeu să vă dea binecuvântare, salutări sfinte, har și pace. Amin. Dimineața, la timpul de rugăciune, entuziasmat cumva de aerul festiv și pentru că îmi plăcea foarte mult adunarea și aspectul așa, am pus Domnului din curiozitate o întrebare copilărească. Am spus: Doamne, eu văd așa de frumoasă adunarea asta, dar de sus, oare cum se vede? Știți că îngerii doresc să privească. O cântare veche spunea: în jurul tău fără să vezi sunt mii și mii de îngeri. Și eu cred. Eu cred că aici, participant la conferința aceasta, și sunt și îngeri în Dumnezeu. Și când a rugat pe Domnul cum să-mi spună cum o vede El de sus, El mi-a arătat câteva inimi care erau dezinteresate. Și-au pierdut parcă interesul. Nu numai pentru conferință, dar și pentru mântuire. Mi-a arătat Domnul unele persoane care erau cu probleme la activul lor, cu fără de lege înfăptuite și mai ales cu mari căderi la nivelul cugetului. Și nu se simțeau prea bine la această convenție. Și mi-a arătat Domnul oameni cu frică de numele Său, care îl așteaptă pe Domnul și trăiesc pocăința. Pentru toate categoriile acestea a fost dat un cuvânt. Pe cel care vine la El, El nu-l scoate și nu-l izgonește. Deci aș dori ca toți cei prezenți aici, din toate cele trei categorii, să vină iarăși la Domnul și Domnul îi primește. Amin. Mi-a arătat Domnul că în mersul lor unii și-au pierdut direcția. Nu mai mergeau spre ținta de care vorbește în Evrei capitolul 12. Să ne uităm țintă la apostolul și marele preot a mărturisării noastre. Datorită faptului că au mers mult timp cu capul plecat în jos, preocupări excesive pentru viața aceasta, și-au pierdut direcția către împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul unora le-a ieșit înainte și voia să-i îndrepte iarăși cu fața spre împărăția lui Dumnezeu. Unora le întindea mâna ca să-i tragă iarăși în adunare și iarăși pe drumul bun. Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Aș vrea să ne apropiem de cuvântul pe care l-am citit. Apostolul Petru spune că noi ne aflăm între două mari judecăți a lui Dumnezeu. O judecată care a trecut de mult, numită potopul cu apă, și o judecată de care suntem foarte aproape, numită potopul cu foc. Noi ne aflăm între aceste două judecăți. Una trecută de mii de ani și una foarte aproape de noi. Mai spune Apostolul Petru că din potopul acela de ape, câțiva oameni au reușit să scape. Înseamnă că și de la potopul de foc sunt oameni care vor putea să scape.
Spune Apostolul Petru că noi, cu Setham, Iafet și nevestele lor, au profitat de șansa salvării care le-a dat-o Dumnezeu, iar biserica are și ea șanse de a se salva prin mântuirea care ne-a adus-o Domnul Iisus. Și putem să scăpăm de foc, potopul de foc. Doamne, ajută-ne! Contează foarte mult atitudinea pe care o au oamenii față de revenirea Domnului. În 2 Petru, capitolul 3, spune Apostolul Petru, prea iubiților, aceasta e două epistole care vă scriu una în două, ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, dar spunea acolo un verset, să știi că în primul rând îi așează pe categoria asta de oameni, vor veni batjocoritori, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui. Că de când au adormit părinții noștri, toate sunt ca la începutul zidirii. Că în adin se facă, nu știu că odinioară era un cer și un pământ scos din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a perit înecată prin ape, iar cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată. Deci există batjocoritori, oameni care au o atitudine de batjocură față de Scriptură și față de judecata lui Dumnezeu. În versetul 17 pe care l-am citit, Petru spunea, prea iubiților, dar voi fiindcă știți aceste lucruri, știți că sunt astfel de batjocoritori, să nu vă lăsați târâți în rătăcirea lor și să vă pierdeți tăria. Ci, spunea el în versetul 18, creșteți în harul și în cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Spuneam că tema din seara aceasta, creșterea în har. Vă spun că am fost pus în mare dificultate, că în toate predicile și definițiile, harul e prezentat ca un dar. Un dar nemeritat în imnul convenției. Harul-i dar nemeritat. Și accept definiția asta. Și atunci mă gândeam așa la început, dacă harul este un dar, cum să crește un dar ăsta? Eu te vorbesc ipotetic, că nu s-a întâmplat. Dacă cineva vine acum și îmi dă un dar, îmi dă un cadou, $100 canadieni. Și eu mă duc plin de bucurie și spun, frate Cornel, am primit $100. El se uită așa mânios la mine și mă ceartă. De ce n-ai primit două? Păi nu mi-a dat două. Nu? Păi dacă harul este un dar și atâta mi-a dat, păi ce sunt eu vinovat? Și tot gândindu-mă la lucrurile astea, mi-am frământat mintea, am cerut de la Domnul lumină, am primit eu și vă împărtășesc doar părerea mea în seara asta vis-a-vis de creșterea aceasta în har. Am luat apoi versetele care vorbesc de înmulțirea harului. Și inevitabil am ajuns la repetatul și mult repetatul verset din Roman 5:20. Că acolo unde s-a înmulțit foarte mult păcatul, acolo s-a înmulțit foarte mult și harul. Dar se pare că asta nu este o metodă recomandată de Scriptură. Eu am numit asta harul iertării inițiale. Harul iertării de la început. Există în 1 Corinteni 15:56 o expresie numită puterea păcatului. Și puterea păcatului este urmată de puterea morții, din Evrei capitolul 2, versetul 14. Și vreau să vă spun că puterea păcatului e foarte mare, atât de mare că spunea Pavel că toți oamenii au păcătuit. Puterea morții e foarte mare, statisticile sunt crude, toți oamenii care se nasc mor, dacă vorbim de moartea fizică, da? Există puterea păcatului și există puterea morții, două puteri teribil de mari. Dar în Sfânta Scriptură sunt și alte puteri. De exemplu, Marcu capitolul 2, versetul 10, însăși Mântuitorul spune așa, dar ca să știi că pe pământ Fiul omului are puterea să ierte păcatele. Există puterea iertării de păcate, puterea harului lui Dumnezeu, da?
Și puterea aceasta îi urmată din Filipeni 3:10, puterea învierii din morți și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dacă spuneam că puterea păcatului și a morții sunt mari, vestea bună care o am în seara asta, că puterea iertării de păcate este mai mare. Că acolo unde s-a mulțit mult greșeala și nelegiuirea, acolo s-a mulțit mai mare hară. Și vorba lui Costache Ionit. Și acum s-o știe oricine. Unde a intrat în harul, nu există om pe lume și să nu-l primească harul. Nu-i păcat este care Domnul să nu-și pună făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată. Acolo unde este păcat, cât de mare ar fi păcat, eu nu te știu cine ești aici în sală. Nu știu care-i trecutul tău, nu știu ce gândești tu. Oamenii au trăirile lor, au temerile lor. Eram odată la o mormântare în sat la noi și bătrânul Ieremia, păstorul nostru, vorbea de judecata lui Dumnezeu, cum Dumnezeu va judeca pe femeile care își ucid copiii. Și când a terminat predica de la stâlpul porții, a venit o femeie nepocăită. Și l-a prins de revier o haine pe fratele Ion și a spus, Badi Ion, îi drept ce spui matale, îi drept. Ea pune mâinile pe cap și spune, nu mai am la ce să mor atunci. Și fratele Ion îi spunea, stai măi, că mai este și o veste bună. Mai este vestea că Dumnezeu ne poate ierta păcatele. Dragii mei care sunteți în seara aceasta aici, eu nu vă știu, nu vă cunosc. Nu știu ce păcate și ce fapte aveți voi. Dar vă spun în seara asta că nu este niciun păcat așa de mare pe care sângele Domnului să nu-l poată ierta. E o veste bună? Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Pentru că Dumnezeu ne dă siguranța iertării. Când scrie în Fapte, capitolul 17, versetul 30, că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Așa scrie, eu așa trebuie să predic. Și există siguranța sfințenie, că scrie în Ioan 3:9, că cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate păcătui. Ne asigurată iertarea și Dumnezeu ne ajută ca să trăim sfințirea. Doamne ajută-ne, amin? Știți ce mi s-a întâmplat la versetul, la expresia asta, Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință, tare m-a frământat. Și m-am gândit care sunt vremuri de neștiință. Pentru că am fost pus în fața unor fapte. A unui băiat născut în adunare, adică în familie de pocăiți, adus la binecuvântare, crescut așa până aproape spre 20 de ani, o slujit cu copiii și-a plecat în lume. Și s-a destrăbălat în lume. Și la vreo 30 de ani aproape, a venit să ia botezul că vrea să se însoare. Și eu eram gata să-i citesc versetul ăsta, să-l primesc cu brațele deschise, dar mă gândeam, oare putem aplica versetul ăsta? Dumneavoastră ce spuneți? Putem aplica versetul la unul născut în adunare, dus în lume și venit înapoi? Vreme de neștiință. Dar de partea dureroasă e cealaltă. Puteam eu să-i spun la omul ăsta că nu-i iertat? Că nu mai are mântuire? Și atunci m-am frământat mult, mult. Am întrebat pe Domnul, Doamne, ce-i cu asta? Încă vă spun un alt lucru. Hai să mergem la un creștin ortodox, care e căsătorit și cununat la popă, la preot ortodox. Și se duce la nevasta altuia. Oare ăla în vreme de neștiință nu știe că-i păcat? Dar unul când îl lovește și dă cu bâta în cap la altul, ateu dacă ar fi, nu știe că asta e rău? Cum aplicăm noi expresia asta, vreme de neștiință? Eu cred că expresia asta ar trebui să o aplicăm mai mult la viața religioasă decât la viața morală. Pentru că sunt oameni care sunt neștiință de harul lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu, de viața asta pe care o trăim noi, de harul ăsta. Oamenii nu știu de asta. Aplicăm expresia asta. Pe ceilalți ce face? Păi pe ceilalți îi primim, că nu avem ce să facem. Și spunem că Dumnezeu îi iartă. Dar am un verset pentru ei.
Și versetul ăsta e pentru copiii voștri, care azi cântă în orchestră și în fanfară și pe care diavolul a vrea să-i smulgă de aici, înșelându-i cu gândul că ai să te pocăiești după ani. Nu-mi plac mie un fel de mărturisiri. Tineri plecați din adunări, se duc în lume și fac de cap și vin înapoi și vorbesc de tot răul care l-au făcut și că Dumnezeu i-a iertat și că Dumnezeu e bun. Eu întreb, ce semnal dăm noi la copiii ăștia? Semnalul că se pot duce în lume, se pot distra și pot veni înapoi și Dumnezeu iartă? Dar cum să le spun eu că Dumnezeu nu iartă? Cum să le spun asta, că Dumnezeu nu iartă? Și atunci în Ieremia, capitolul 31, și lucrul ăsta, cred că se aplică în viața unora. Cu versetul 19, spunea cuvântul Domnului așa. 31 a spus cu 19. 31 cu 19. După ce m-am întors, m-am căit. Și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă. Sunt rușinat și roșu de rușine, că-și port o cara tinerețe mele. Eu nu pot să vă spun că Domnul nu vă iartă. N-am dreptul să vă spun. Oricine vine la Domnul găsește iertare. Dar de ce să purtați o cara tinerețe voastre? De ce trebuie o fată, un băiat, întâi să se vărșească un păcat, după care să vie, să plângă, să ceară iertare și să poarte stigmatul ăsta al rușinii și al tinereților? Am cunoscut frați care s-au dus în lume, dintre copiii fraților. Eu acum vorbesc pentru cei tineri în mod special. Și Dumnezeu îngăduie să se întoarcă, să o pocăi bine. Dar nu știu de ce, ori este eu rău, ori așa de Domnul, când îi văd acum cu neprihănire mare a lor, îmi aduc aminte de ce au fost. Și le-am spus, măi, nu puteai tu să rămâi în adunare? Nu puteai tu să păstrezi vrenicia printre frați și printre surori? Nu puteai tu să te căsătorești din adunare cu viața sfântă? O trebuie să te duci un pic în lume, să-ți bată joc diavolul de tine și să porți apoi toată viața rușinea tinereții tale? Dumnezeu să ne ajute să rămânem pocăiți, frații. Când vorbim de siguranța sfințirii, spune cuvântul Domnului, în Roman capitolul 6, s-o citit acolo, versetul 11. Tot astfel și voi socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Nu predic de aici, pun doar două lucruri care caracterizează pe morți. Și așa eu m-am verificat pe mine să văd dacă sunt mort față de păcat. Mortul nu răspunde la niciun fel de provocări. Nu. Știți dumneavoastră cu întâmplarea când un ucenic al unui mare părinte bisericesc nu știa ce înseamnă mort față de păcat. Și se spune, măi, du-te în cimitir, cu tine este o mormântare. Du-te și laudă mortul. Ăștia se duce și laudă mortul. O vine apoi, ce-a spus? Nu a spus nimic, părinte. Aoleu, du-te și ocărește. S-a dus și l-a bajocorit și l-a ocărit. O vine apoi, ce-a spus, măi? Tot nimic nu a spus. E asta înseamnă mort. Mortul nu are reacții la provocările păcatelor acestora. Noi mai reacționăm și nu intrăm în detalii, că e altă predică, tot felul de ispite care ne aduce diavolul și eu spun, n-am treabă cu asta, nu reacționez. Și morții mai au o caracteristică, nu sunt curioși. Eu predică la foarte multe mormântări, și câteodată spuneam, fraților, mă uit aici un public așa de numeros, n-am văzut niciun mort să ridice capul din sicriu și să se uite chiar așa de mult la mormântare, la el. Noi începem a păcătui prin curiozități nevinovate în ghilimele. Trag un fum de țigară să văd cum e. Frații mei, am aproape 60 de ani, n-am tras un fum de țigară în viața mea. Și uite că trăiesc. N-am pus vârful limbii pe bere, în vin sau altă băutură. N-am căutat nici filme, nici stadioane, nici păcatele lumii. Că mi-au spus de acasă că astea sunt păcate. Și mi-au spus, măi băiete, unde umbli, păstrează-te curat. Și mulțumesc Domnul că în parte am reușit. Trage un fum de țigară să vezi cum e. Dar păcatul ăsta creează dependență. Îl vei trage și pe al doilea. Încep să vezi cum e să te droghezi.
Încep să vezi cum e când accesezi un site de la murdar. Când te duci la jocuri de noroc și tragi la păcănele din maneta aceea, cum se trage acolo. Începi curiozități nevinovate, am vrut frate numai să văd cum e. Și nu mai scap de păcatul ăsta. Pentru că nu ești mort față de păcat. Ai curiozități păcătoase în tine. Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Ei bine, ce facem cu, să vorbea dimineață, cu păcatele pe care le-am avut până l-am cunoscut pe Domnul? Harul lui Dumnezeu ne-a iertat. Ce facem cu păcatele, vorbea fratele Emi, care le înfăptuim după ce ne-am botezat? Și aici trebuie să fim foarte atenți. Aici trebuie să fim foarte atenți că în Psalmul 19, versetul 12 spunea: Doamne, iartă-mi păcatele din neștiință. Fratele Fedur vorbea de un semafor mare de culoare roșie. Nu e o stare de fapt, că dacă s-a mulțit păcatul, unii s-a mulțit fără de legea, s-a mulțit harul, Pavel ne amendează în următoarele versete, ce vom zice? Capitolul 6, 1 și 2. Să păcătuim ca să se mulțească harul nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Deci harul acesta al lui Dumnezeu ne ajută să trăim sfințirea în măsura în care vorbea fratele, unde? De frânghii aceia care ne facem și noi partea noastră. Mântuirea este un parteneriat între Dumnezeu și om. Dumnezeu a făcut partea care nu puteam noi face. Psalmul 40, m-a scos din fundul mocirile, din groapa pe ire. Dar mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașă și de acum înduc eu mântuirea până la capăt. Filipeni 2 cu 12, duceți mântuirea până la capăt. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Fiindcă avem astfel de făgăduinți, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Asta e treaba noastră. Dumnezeu să ne ajute. Că avem alte versete care ne amendează foarte tare. Scrie în Evrei, capitolul 10, versetul 28 și 29. Că dacă cel care a călcat legea lui Moise era ucis pe baza mărturiei 2 sau 3 marturi, cu cât o mai aspră pedeapsă vom primi aceia care calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, pângăresc sângele legământului și bajocoresc Duhul Harului. Dacă tu de bună voie înfăptuiești cu premeditare păcatul, înseamnă că ai bajocorit pe Duhul Harului. Care har te mai iartă? Care har ăla pe care tu îl bajocorești? Care sânge te mai spală? Ăla pe care tu l-ai pângărit? Care Hristos te mai izbăvește? Ăla pe care l-ai călcat în picioare? Fraților, noi trebuie să fim foarte atenți. Harul lui Dumnezeu ne-a iertat până ne-am pocăit și ne iartă, Doamne, greșelile din neștiința noastră, din necunoașterea noastră, dar dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, să știți că e problemă. Să ne ajute Dumnezeu să fim curați, amin? Acum eu trebuie să rămân între ideal și real. Să spunem că după ce ne-am pocăit, n-am mai păcătuit deloc. Adevărul nu este în noi. Și atunci au recomandat tuturora, pentru mine cel puțin, am două predici care nu le pot predica niciodată și nu le predic. Prima predică pe care eu nu o pot predica, nu pot să spun niciodată nimănui care o păcătuit, tu nu mai ești iertat și Dumnezeu nu te mai primește. Domnul Iisus avea două rânduri de chei. Și în Matei 16, spune lui Petru, ți îți dau cheile împărăției, fă evangelizare, cheamă la adunare, pocăiește oameni. Dar în Apocalipsa 1 cu 18 spune, eu ți cheile morții și a locuinței morții. Astea nu le-o dat la Petru și nu le-o dat la un păstor sau la un comitet. Eu cred că s-au împocăit. Dacă mă supără cineva odată și mă prinde supărat, eu l-aș da în iad. Dar cheile iadului nu sunt la mine. Astea numai Domnul îi păstrează. Eu nu pot să spun nimănui, nu mai ai iertare niciodată. Pot să spun, plânge înaintea lui Dumnezeu, rezolvă problema ta între tine și Dumnezeu, știu să fac deosebire între slujire și mântuire, dar să spun unuia că nu iertat, n-am voie să o spun. Și mai am o predică care eu nu o predic niciodată. N-am voie să spun unuia, du-te și păcătuiești că Domnul e bun și te iartă. Și asta e predică interzisă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, amin?
Aș vrea să trec de la harul ăsta al iertării, de la început al iertării inițiale, și să continuăm să vedem cum putem noi să creștem în harul lui Dumnezeu. Rămân la definiția care au dat-o frați în fiecare program. Harul îi darul lui Dumnezeu, un dar nemeritat. Și dacă spuneam la început că nu sunt eu vinovat, că nu mi s-a dat un dar mai mare, eu am tratat harul ca o favoare pentru prieteni. Uitați-vă dumneavoastră, scrie în Matei 25, cu 14 și 15, atunci împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un om care a plecat într-o țară îndepărtată și a chemat robii săi și le-a dat niște talanți. La unul i-a dat un talant, la unul i-a dat doi talanți și la unul i-a dat cinci talanți. Dacă harul îi dar și dacă astea sunt măsuri de har, eu din start am spus, ca să fie mai mult har în mine, Doamne, dăm cinci talanți. Vorbea fratele Emi de un credit care ni se dă. De ce să mi se dea 100 de lei și nu mi dea 1 milion, nu? L-aș putea eu determina pe Dumnezeu să-mi dea deodată mai mult? Care sunt criteriile pe care le-a avut Dumnezeu când a împărțit averea? De ce la unul i-a dat 5 și la unul i-a dat 1? Acolo Biblia categorică și spune fiecăruia după puterea lui. Domnul când a împărțit talanțe s-a uitat la unul. Ăsta merită și poate lucra cu 5. Ăsta talant e slab tare, îi dau numai un talant. Atunci eu mi-am propus să cresc în putere ca Domnul din start să-mi dea un dar mai mare, să-mi dea un har mai mare. Spune-mi amin? Doamne ajută-ne, amin? Bun, vedeți dumneavoastră, creșterea în har e legată în mai multe locuri din Scriptură de o condiție, de cunoașterea Domnului. 2 Petru 1 cu 2. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoaștere. Adică să-mi dea Domnul un har mai mult, eu ar trebui să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu. Cum ajung la cunoașterea asta? Că sunt forme diferite de cunoaștere, da? Scrie în 2 Corinteni 5 cu 16, parcă, că dacă l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-L mai cunoaștem așa. Prima formă de cunoaștere e formă felul lumii. De la colinde, de la vocea Evangheliei, de la emisiuni televizate, de la nașterea Domnului, de la învierea Domnului și din știu de unde. Eu nu spun că nu-i bună cunoașterea asta, e bună, dar nu-i suficientă. Și Pavel spunea, dacă l-am cunoscut așa, e acum nu-l mai cunoaștem așa, că este o altă treaptă a cunoașterii superioară. În Marcu capitolul 2, versetul 8 spune, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Există o formă de cunoaștere prin Duhul. O descoperire a Duhului, Roman 9 cu 1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, Efeseni 1 cu 17, și mă rog Domnului, Domnului nostru Iisus Hristos, Părinte Îndurării și Tatăl Slavii, să vă dea un duc de descoperire în cunoașterea voii Lui. Ce s-a întâmplat în dimineața învierii? Lucruri ciudate. Maria umblă cu Domnul 3 ani, nu-L vede 2 zile, și când îl vede, nu îl recunoaște. A crezut că e grădinarul. Ucenicii merg pe drumul Emausului, 3 ani și jumătate au stat împreună cu Domnul, nu l-au văzut 2 zile, 3 zile, și când l-au văzut, îl întreabă, tu ești singurul străin? Dar era Iisus un străin? Cum adică nu vezi un om 2 zile și nu-l mai cunoști? Iisus voia să treacă de la cunoașterea prin fire, după vorbă, după port, vorba lui Eminescu, voia să treacă la o cunoaștere prin Duhul. Asta ne ajută pe noi, că noi nu L-am văzut pe Hristos pe pământ. Nu, Duhul ne L-a descoperit. E o cunoaștere prin Duhul. Doamne ajută-ne, amin? Dar ca să ajungi la cunoașterea aceasta, trebuie să plătești un preț. O pleca Maria la mormânt. Nu L-a întâlnit pe Domnul. O veni și Petru cu Ioan. Și nu L-a întâlnit pe Domnul. Și spune Biblia că Petru și Ioan au plecat. Dar Maria stătea în grădină și
plângea. De prea multe ori n-avem timp. Când predicam odată de femeia care și-o spart sticla cu alabastru și-o turna mirul pe capul Domnului Iisus, eu am pus o întrebare, dacă în sticla aia ar fi timp, câte picături ai dat Domnul? Câte ai turna? Una, două? Sau ai sparge, Doamne, tot timpul meu e la dispoziția Ta. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? Ca să-L cunoști pe Domnul, trebuie să plătești un preț. Apostolul Pavel spunea în Filipeni, parcă în capitolul 3, versetul 8, dar toate acestea le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Hristos, Domnul meu. Plătim noi prețul ăsta? Ne facem, dacă vreți, timp să citim în Scriptură? Ioan 5:39, cercetați Scripturile, socotiți că în ele aveți viață veșnică. Eu întotdeauna încurajez cercetarea Scripturilor. Și nu vreau să fiu indiscret, dar v-aș întreba în săptămâna trecută cât ați citit din Scriptură. În cuvântul lui Dumnezeu, frații mei, este o mare putere. Psalmul 33, versetul 6 spune, cerurile au fost făcute prin cuvântul Lui. Versetul 9 spune că El poruncește și ce poruncește ia ființă. Îi puterea Evangheliei, fraților. Citiți, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu. Luca 1:37 spune, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. În Apocalipsa 14:6, Ioan spune, am văzut zburând prin mijlocul cerului un înger cu o Evanghelie veșnică. Asta e veșnică, fraților. De ce să nu o cercetăm? Cuvântul lui Dumnezeu ne curățește inima. Spuneam o altă dată în Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Simpla lecturare a Scripturii te face mai bun. Știți povestea aceea, că e o poveste veche, ne-a povestit un frate de la Menoniți, de la Ițicani, că era un băiat care stă la bunicița și nu voia să meargă la adunare. Și bunicița a venit la amiază, spune, așa de frumos a fost, măi băiete, n-ai vrut să vii. Și el spune, bunică, dar de unde s-a citit? Băiatul nu o mai știu. Și el, fiind la țară, avea un coș de nuiel, el toarnă o găleată de apă în coș și ridică, uite bunica, nu a rămas nimic, atât au rămas în matale, de tot slujba. Și bunica îi spune, vin încoace, vin încoace, nu pleca. Ai văzut când ai turnat apă în coș, coșul era prăfuit. Dar acum uite ce curat e coșul. Coșul s-a spălat. Fraților, am experiența aceasta. Prin simpla citire a Scripturii te faci mai bun. Prin simpla auzire a Bibliei te faci mai pocăit. Doamne ajută din aceasta. Pentru că noi am fost, Petru 1:23, născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Prin cuvântul Evanghelie. Dacă plecați, oricum nu predic foarte mult, vă propun să citiți mai mult în Scriptură? Să ne ajute Domnul, da? Și ajunge la o nouă formă de cunoaștere. Am numit-o eu cunoașterea din Ioan 21. 6 apostoli se duc să prindă pește. Și dimineața, începe versetul 4, Iisus stătea pe țăr și îi întreabă, copilași, așa cu mâna până la gură, pe malul Tiberiade, aveți ceva de mâncare? Și strigă unul dintre ei, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. Și tânărul de pe țărm îi spune, aruncați vreaja în partea dreaptă. Și ei o arunc și nu mai pot trage de greutatea peștilor, cât 153 de pești, nu? Și Ioan pleacă la urechea lui Petru și spune, este Domnul. Dar ce l-a văzut mai bine? S-au apropiat mai mult de mal? Nu. Ei trăise experiența asta în Luca, în capitolul 5, pescuirea minunată. Și ei îl cunoșteau pe Domnul din experiența lor. Sunt aici frați și surori care l-au cunoscut pe Domnul prin experiența lor personală? Să vă pun să ridicați mâna aceia care ați fost vindecați de Domnul? Aceia care ați fost iertați de Domnul? Aceia care ați fost ocrotiți de Dumnezeu? Aceia care în situații grele a recunoscut, numai Dumnezeu m-a scăpat din asta. Sunt aici, frați și surori. E o cunoaștere pe baza experienței tale cu Dumnezeu. Și atunci eu mi-am propus în fiecare zi și ceas să-L cunosc mai bine pe Domnul, să am o putere mai mare și când am părțit Domnul harul să-mi dea și mie măcar 5 talanți.
Mai este un verset în Scriptură, amintit fratele Diaconescu dimineață, din Evrei 4:16. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Undeva în cer este un tron, un scaun numit scaunul harului. În fața scaunului este așa un loc mare, virant, ca în piețele publice. Când Apocalipsa 7, mulțimi mari stăteau înaintea tronului. Ei bine, din tronul ăsta, din scaunul ăsta se degajă, se emană har. Și noi cu cât ne apropiem mai mult de scaunul harului, cu atât căpătăm mai mult har de la Domnul. Trăirea în intimitate cu Dumnezeu. Moise stă pe vârful muntului 40 de zile și 40 de nopți. Când o coborâ jos, evreii au pus mâna la ochi. Nu se putea uita la el, că fața lui Moise radia slava lui Dumnezeu. Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu cât ne apropiem mai mult de scaunul harului, cu atât căpătăm har mai mult. Intimitate, trăirea, părtășia cu Domnul. Să ne ajute Domnul, amin. Odată predicam despre Enoch care umbla cu Dumnezeu și cineva mă întreba, dar eu cum acum aș putea umbla cu Dumnezeu? Atunci nu știu cum umbla, umbla umăr, ca doi prieteni, sunt fel de povestioare, de poezii. Dar acum Dumnezeu în cer, cum aș putea umbla cu El? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era, ca să umbli cu Dumnezeu trebuie să umbli prin cuvântul Evangheliei. Să ne ajute Domnul, amin? Și tot dimineața m-ai spus aici un verset din 1 Petru capitolul 5, versetul 5, parcă. Tot astfel și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Contează atitudinea inimii. Mica 6 cu 8, ți s-a arătat omule ce este bine. Și ce altă vrea Domnul de la tine? Să iubești dreptatea, să faci milă și să umbli smerit cu Dumnezeu tău. Să ne ajute Domnul. Amen. Eu în anii ăștia de slujire și trăire pe calea pocăinței, am ajuns la o concluzie. Îi părerea mea. Nimeni nu ajunge un păcătos nici să curvească, nici să beie, nici să fumeze, nici să furie până nu ajunge să fie mândru. În momentul când un slujitor devine mândru, Dumnezeu îi stă împotrivă. Și dacă l-ai potrivnic pe Dumnezeu, ce succes mai vei tu în lucrare? Proroci mândri, prăstori mândri, predicatori mândri, cântăreți mândri, ăștia-s vrășmași lui Dumnezeu. Că Dumnezeu le stă împotrivă. El dă har celor smeriți. Să ne ajute Domnul, amin? Și eu mi-am propus așa să umplu smerit cu Dumnezeu. Și când am părțit talanță și când vine să dea harul, mie să-mi dea mai mult. Pentru că e smerit. Doamne ajută, amin? Mai vrea cineva să propune să fie un pic mai smerit? Doamne ajută, amin? Kilometru 0.0 smerenie, eu cred că Filipeni 2:3. S-au amintit aici câte fratele Fehel. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șarte. Ci în smerenie fiecare să privească pe aproapele său mai... Păi dacă el e mai bun cu mine, mai bun ca mine, cum să nu fiu smerit? Eu mă smeresc, e mai bun. Dar dacă eu sunt mai bun ca el, credeți că mi-o fi ușor să mă smeresc? Eu predic mai bine ca aceala, cum să mă smeresc? Eu cânt mai bine ca aceala. Kilometru zero, plecarea în smerenie, să recunoști pe cel de aproape mai presus de tine. O puteți face? Chiar uitați-vă așa în dreapta și în stânga și spuneți, mă, ăsta e mai bun ca mine. Adesea smerenia să o spuneți? Dumnezeu să ne ajute, frate. În Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, spune că Dumnezeu te-a smerit, te-a purtat în locuri fără apă, pustii, ca să înțelegi că omul nu trăiește numai cu mâncare, ci cu orice cuvânt. Am numit-o eu dependență de Dumnezeu. Eu în toate lucrurile depind de Dumnezeu. Voi tot? Eu depind de frații ăștia, eu depind de adunarea Domnului. Eu nu pot fără adunare. Eu am ani mulți de zile de când n-am lipsit niciodată de la adunare.
Înțelegi? Numai dacă sunt ca acum în altă adunare sau dacă am fost în avion și cu mașina, dacă eu călătoresc, când e timp de adunare, opresc la prima adunare și intru în adunare. Eu n-am voie să pierd adunare. Eu depind de părtășia cu frații. Eu depind de legătura frățească din Fapte 2 cu 42. Asta înseamnă dependență. Asta te ajută să fii smerit. Să ne dea Domnul smerenie. Asta, amin? În Filipeni, de la 2 cu 5 la 8, spune să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte, spune versetul 8, și încă o moarte de cruce. Omul smerit ascultă. Când vezi că unul nu vrea să asculte, ăla are probleme cu smerenia. În cuvântul Domnului spune că n-a fost de multă vreme prăznuit paștere. În cartea Cronii spune că când au plecat alergătorii, ei au bătut joc de ei. 30 cu 11 spune totuși câțiva din Așer, Dan și din Manase s-au smerit și s-au suit la Ierusalim. Părtășia e un act, o dovadă de smerenie. În Filipeni, capitolul 4, versetul 12, apostolul Pavel spune smerenia antiteză cu belșugul. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Când nu accepți un trai mai sărăcăcios, un trai la limită pentru o vreme care ți l-a dat Dumnezeu, atunci nu e smerit. Omul smerit știe să trăiască în orice condiție. Să ne dea Domnul smerenie. Amin? Deci eu cred, frații mei, că din pilda aceea, ca să capăt 5 talanți, eu trebuie să vadă Domnul că am putere mai mare. Adică eu trebuie să îl cunosc pe Dumnezeu, să trăiesc în părtășie cu El și să umblu smerit. Doamne ajută-ne, amin? După ce am primit talanța aceștia, eu cred că darul ăsta, știți caracteristicile darului Duhului Sfânt, sunt multe, dar una din ele spune că darurile Duhului Sfânt au caracteristica de a fi înflăcărate, adică crescute. Pavel îi spune în lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine. Crește darul ăsta. Și atunci am luat, dacă Domnul îmi dă o măsură de har, eu îi pun în negoț de acum. Și vreau cu harul ăsta să mai câștig. Eu lucrez cu harul ăsta și crește harul acesta în mine. Aș vrea să identificăm câteva haruri pe care am putea să le sporim noi. În Psalmul 45, versetul 2, un verset interesant, acolo spune unul, tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul îi turnat pe buzele tale. Am numit eu harul de pe buze. Aveți harul pe buze? Eu cred că e tot ce aparține de vorbirea noastră. Știți, Apostolul Pavel spunea Fapte 20 cu 24 la prezbitere din Efes când o chema la Milet. Numai decât că mi-ar fi scumpă viața asta. Dar eu vreau să sfârșesc cu bine, cu bucuria, alergarea și slujba la care m-a chemat Domnul de a vesti Evanghelia Harului Său. Pavel era chemat să vestească Evanghelia. Ăsta e un har, e Evanghelia Harului. Am putea noi să sporim puțin în harul ăsta? Să creștem un pic în harul ăsta? Când 2 Corinteni 5 cu 18 spune și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, iar nouă ne-a încredințat slujba acestei împăcări. Noi suntem trimiși, împuterniciți. Și ca și cum Dumnezeu va ruga pe noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin? Amin. Ăsta e un har. Filipeni 3 cu 8 spune, Efeseni 3 cu 8, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre sfinți, mi s-a dat harul acesta. Noi facem evanghelizări și în România multe. Ăsta spunea un frate, e un răsfăț pentru pocăiți. O sărbătoare pe care pocăiți o merită, așa ca în seara aceasta. Dar rentabilitatea evanghelizărilor nu e aici. Nu, nu. Cele mai rentabile evanghelizări sunt cele de la om la om. Acele care le facem noi. Eu am multe exemple să vă dau. Timpul trece.
Mi-aduc aminte că la noi a venit un băiat și o fată, a venit la mine de mână, frate Dragoș, vreau să ne căsătorim. Păi băiatul știu, pe fată nu o cunoșteam. A spus, tu de unde ești? Eu sunt din Pătrăuț. Și vrei să faci nunta asta de vorbă, dar frate Dragoș, vreau să spun că la mine din casă la nuntă nu vine nimeni. Eu singura pocăită din familie, atât am fost de prigonită și mi s-a spus clar, eu la tine la nuntă nu vin. Avea neamuri mari, judecători, prin București, prin Fălticeni. Și măi, ne rugăm Domnului. Dar am întrebat-o, dar tu cum te-ai pocăit, măi, fată? Știi că, frate, eu am iubit foarte mult muzica. Tot cu căști, în urechi, fel de fel de muzică. Dar în clasă aveam două fete. Și odată când era pauza mare, fetele astea s-au lipit una de alta și au început să cânte o cântare pe două voci. Încă mai este loc la cruce. Și pentru tine, dragul meu. Și pentru tine la Golgota a murit Fiul lui Dumnezeu. O, vino azi cât mai degrabă, că mâine va fi prea târziu. Iisus te cheamă în veșnicie, vin acum cât mai ești viu. Și El îi oprește. De unde aveți muzica asta? De la adunare. Dar voi așa se cântă, da. Și spune, frate, m-am dus la adunare și am rămas în adunare până în ziua de azi. Prigonită, bazjocărită, fugărită de acasă. Dumnezeu a făcut ca în ziua nunții familia să se hotărască totul să vină, că-i fata lor. O intră la noi în adunare. Acum nunțele, iertați-mă, dar le facem tare lumești câteodată în unele adunări. Nu știu cât har poate fi la nuntă, dar plângea și mirile și mireasa. Mi-aduc aminte că cei veniți împrumutau batiste, șervețele. O judecătoare la urmă spus, domne, ne mai dați voi din când în când să venim, că la voi e ceva deosebit. Și a lucrat Dumnezeu, știți de ce? Că două fete nu au cântat muzică de nu știu care, au cântat încă mai este loc la cruce. Prezbiterul adunării din Bruxelles, de la noi, din sat, au venit la pocăință în clasa a șasea, adunând de niște colegi. Și au venit și frate-sul, și au venit și mama sa, și când au vrut să iei botezul, tatăl nu se scoate de acasă, avea două surori de corp măicuță la mănăstire. Și când Dumnezeu a îngăduit o boală în casa aceea, când cineva a fost stăpânit de un duh necurat și a venit tot soborul de preoți și l-a citit și nu s-a întâmplat nimic. Și când au venit frați de la noi de adunare, niște oameni simple, au făcut o rugăciune, Dumnezeu a eliberat. Omul ăsta a coborât în beci, a luat canistrul cu țuică, le-a spart în fața fraților și în prima duminică a venit la adunare. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt și acum predică Evanghelia. Știți de ce? Că niște băieți au predicat Evanghelia acolo la școală. Asta e evangelizarea cea mai rentabilă. Har de pe buze. Să spui tuturora despre Domnul. Doamne ajută-ne, amin? În Evrei, parcă 13:15, spune prin el să aducem o jertfă lui Dumnezeu, o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre. Eu aici am inclus cântarea de laudă. Eu nu sunt mare cântăreț, am cântat și eu un col. Dacă îmi place o slujire, unii din jurul. Dacă îmi place o slujire, mie îmi place cântarea în cor. Cor mix, cor bărbătesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu am aceea voce, dar mi-ar place să cânt cu har. Voi ați observat un lucru sau numai eu m-am observat? Și aici au fost cântări cu har și cântări fără har. Ori mi s-a părut mie, ori sunt eu judecător aspru, dar vedeți că nu toate cântările au har? Spune în Cronici 25 că Edutum, Asab și Heman proroceau în tovărășit de harpă, laudă și chimare. Adică începeau aceia să cânte și venea Duhul prorociei ca la Elisei, care cânta cu alăuta. David când cânta de harpă fugeau duhurile. Cântarea are o mare putere. Cântarea nu e o pauză la adunare. Noi folosim cântarea ca o pauză. Se năcăjește corul două săptămâni în mață partitură grea și când cântă corul cântare, noi ieșim, intrăm, că e pauză. Dar asta nu e pauză cântare. Oare ce cântare o fi cântat Pavel și Sila în Fapte capitolul 16? Când, după ce i-au bătut, au zdrelit carnea, le-au rupt hainele, le-au pus picioarele în butuci, la miezul nopții cântau cântări de laudă și cei închiși îi asculta și s-au cutremurat temnița că era prezența Domnului acolo. Așa mă rog Domnul la toți cântăreți să se le dea iar. Cu ani de zile în urmă a venit un grup de studenți la noi în sat și una din fete a spus că vrea să cânte o cântare.
O ieșit în față și o cântat o strofă și adunarea a început să plângă. O cânta cântarea, nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos. Nu-i ușor să ai credință când cei mulți n-au pe Hristos. Nu-i ușor, dar ajutorul îl da azi Iisus Hristos. Eu m-am uitat la ea. Adunarea plângea, dar numai eu știam istoria. Studentă la facultatea de matematică, singura din familie pocăită, bătută, alungată, prigonită, într-un acces de mânie, tatăl s-a aruncat din bloc, o aruncat pe geam. Și ea s-a prins de un burlan prin care curgea apa și o coborât în jos. Dar o tablă i-o tăiat așa, avea o cicatrice mare pe față. Cum să nu cânte cu har? Căci cântarea de laudă stă bine celui neprihănit. Eu știam istoria, dar ceilalți nu știau istoria. Dar ceilalți când au început să predice, să cânte, adunarea a început să plângă. La noi a venit fratele Ilie Panțiru de la Prisicărin. L-am pus să predice la o binecuvântare de copii. Frații mei, când a deschis gura omul ăsta în 10 minute, plângea adunarea hohot. Și nu spunea nimic deosebit. Eu predic mai frumos ca el. Mai structurat, mai pregătit. Omul ăsta nu știu ce avea. A început să plângă, a vorbit de ani, de prigoană, a vorbit de Siberia, a vorbit de întâmplări din viața lui și l-am privit ca pe un sfânt, că era un sfânt al lui Dumnezeu. Așa de mult vreau să aibă har predicatorii. Așa de mult vreau să aibă har cântăreți, amin? Și să ne-l dea Domnul. În cântare de laudă să o cântăm cu har. Slujba împăcării să o facem cu bucurie. Eram în Moldova la o întâlnire mare. O vorbit mult, frate. La unul s-a ridicat un frate mai în vârstă ca mine, înalt, subțire, constituție atletică, și spune, fraților, să vă spun cine sunt eu. Eu eram mic, sărac, în Uniunea Sovietică. Tata a făcut economii și ne-a cumpărat un televizor al negru. Întotdeauna am avut dorință să fiu aplaudat și apreciat. Nu știam cum să ajung la asta. Și când am văzut meciul de fotbal și când dai gol, toată lumea strigă, spune, fotbalist mă voi face. Spunea, frații mei, mă culcam cu mingea în pas și mă trezeam dimineața cu mingea. M-am dus la un liceu sportiv și am ajuns fotbalist. Nu de la care joacă pe islaz. Am ajuns vedet în echipa Uniunii Sovietice. În tot imperiul ăsta mare eram cel mai bun. Când intram pe stadioane, spuneau, mă aclamau, mii de oameni se ridicau în picioare. Dar îmi spunea el, aveam totuși un gol în mine care nu l-am putut umplea cu mingea de fotbal. Și în mod secret a început să bea. Simțea o nevoie, o fericire. Colegii au spus, măi, cât ai fi de bun, dacă te dai la băut, te dau afară. L-a prins bând, l-a iertat odată de două ori, l-a exclus din echipă. Și spune, frații mei, am ajuns să dorm pe iarbă verde, pe sub garduri. Și într-o zi, povestea el, Dumnezeu m-a găsit. S-a plecat Hristos spre mine, m-a dat mâna, m-a ridicat, m-a iertat de păcate, m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și acum îmi spunea, eu, vedeta Uniunii Sovietice, care aveam o grămadă de bani, locuiesc la un cămin de refamilii, am o cameră și două perechi de pantaloni. Una o spăl și o pun la uscat și cu una merg la evangelizare. Dar spunea el, am găsit fericirea care o căutam, că fericire nu-i decât la Dumnezeu. Să dea Domnul har la predicator, la cântăreț, amin? În Roman 12 cu 6 spunea, hai să citim cuvântul. 12 cu 6, tot în creșterea harului acestuia, în folosirea darului, spunea, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. În manifestarea darurilor Duhului Sfânt trebuie mult har. Cine predică să predice cu har, cine cântă să o facă cu har, cine prorocește cu har, cine cârmuiește cu har, Doamne ajută-ne, amin? Și mai spuneam eu, har în vorbirea uzuală. Amintea fratele Diaconescu cuvântul din Coloseni 4 cu 6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har și dreasă cu sare. Măi, mi se întâmplă și mie. Dacă nu se atent, mi se întâmplă și mie. Am har la învol și foarte sobru și serios așa. Și când ești către un grup de frați, și începe unul cu o glumă, unul cu o glumă la un, cum îi spuneți voi, barbecue sau așa ea, să vezi că frață, nu mai vorbesc ca la adunare. Aș permit chiar unele vorbe care nu fac cinste unii pocăit.
Dar eu și acasă trebuie să am har. Vorbirea mea să fie întotdeauna cu har. Să mă ajute Domnul, amin? Amin. Și pe voi să vă ajute. Amin. Să aveți harul de care îți vorbeam eu, 1 Corinteni 7:25, harul să fii vrednic de crezare. Eu mă gândeam la naufragiul ăla. Corabia, 14 zile, oamenii n-au văzut soare, lună, stele, n-au mâncat, n-au băut nimic, n-au dormit deloc, stăteau aruncați în fundul corabiei, cu ochii roșii, neîngrijiți, și după 14 zile se ridică Pavel în picioare și spune, oamenilor, fiți cu voi, e bună, nu va fi nicio pierdere. Un înger al căruia Dumnezeu îi slujesc, mi s-o arăta și a spus că nu va fi nicio pierdere. O lua pâinea, o frânt, o mâncat și tot s-o îmbărbăta. Pușcăriașul ăsta de Pavel o ajuns să fie vrednic de crezare. El comanda cu lanțul la mână, spunea ce să facă sutașul, spunea ce să facă ostașul, el da ordine și toți fugeau și executau. De ce? O ajuns să aibă harul să fie vrednic de crezare. Avem noi harul ăsta să ne-l dea Domnul. Amin? Fraților, timpul trecut, aș mai vrea să vorbesc puțin numai de un har. Poate îl putem crește și ăsta. Pavel scrie celor din Corint că au fost la o adunare odată și au găsit mare har. Și spune, fraților, vreau să vă scriu despre harul pe care l-am întâlnit în bisericile Macedonie. Și așa era un har și i-a plăcut așa de mult lui Pavel și l-a scris la Corinteni. Și ascultați despre ce har e vorba, versetul 4. Și ne-a rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare. Har la colectă. Aveți har la colectă? Mai are slavă Domnul. Har în cântare, har în prorocie. Măi, dar har la colectă? Acum vă întreb, ați putea crește un pic harul ăsta? Eu n-am nici după bani. Mulțumesc, Domnul, că sunt un om bogat. Dar când vorbim de harul ăsta, 2 Corinteni 9 cu cât cu 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate din destul, să prisoțiți. Adică este un har pe care ți-l dă Domnul să primești. Ați avut de la Domnul aici în Canada harul să vă dea pâinea, Domnul? Ați avut harul ăsta? Domnul, îți spune cuvântul Domnului, recitesc aici, să vă umple cu orice har, să aveți de toate din belșug. Și apoi în versetul următor, după cum e scris, a împrăștiat, a dat săracilor. Adică ai harul să primești și ai harul să dai. Acum vă întreb iar așa, în chip provocator, nu-mi felul, dar poate nevoie. Vreți să sporiți un pic în harul ăsta? În harul de la colectă, știți? Eu întotdeauna mi-am imaginat pe Domnul că în momentul când eu mă rog, El e lângă mine și ascultă. Și acum tot așa cred. În momentul în care cântă adunarea, aici e o problemă. Eu trebuie să cânt și eu. Oamenii au acum în studioul lor metode de a scoate un instrument, de a băga un instrument. Eu când am auzit un negativ, zic, bă, ce de-a cântă? Și că nu, frate dragul, și aici din studio, din butoane. Și atunci eu m-am gândit așa, oare la Dumnezeu ar fi posibilitatea ca la o cântare în comun Domnul să înregistreze numai ce cânt eu? Oare s-ar putea? Și dacă s-ar putea și ar tăcea toată adunarea acum să dea ei banda cu cât o cânta dragul Ștroitor? Oare să nu înțelege ce cântare a fost? Un cuvânt cântat, două necântate, o strofă cântată, refren necântat, s-ar înțelege ceva? Vreți ca la cântarea în comun să spuneți fiecare cuvânt? Amin? Amin. Doamne ajută-ne! Eu mi-l imaginez pe Domnul că în momentul în care se cântă, El ascultă. Nu mi-l am imaginat pe Domnul urmărind colecta, dar se pare că a făcut. La intrarea în templu, sta Domnul cu ucenicii și fie arunca acolo în visterie. Și când a venit o bătrână, o vădvă cu doi bănuți, v-a spus, veniți încoace, am o predică pentru voi. Știți că Domnul urmărește colecta? Așa pentru bănci. La noi era o formulă, surorile bătrânii se ruga, Doamne, trece la inimă, la inimă și din bancă în bancă și cercetează. Dar dacă trece Domnul din bancă în bancă și se uită la colectă și aveți câte unii harul așa de mic, în Rădăuță Sucevi era un frate, membrii familiei mi-au povestit, i-am cunoscut bine și cunosc bine. Un om care avea de la Dumnezeu harul ăsta și darul ăsta de a ajuta pe foarte mulți.
Știu din lucrurile lui. El ajuta foarte mult. Și îmi spunea unul din băieți și cu alt frate care era acolo. Fratele ăsta a ajuns foarte bolnav. Îl durea stomacul, sta în pas, se ținea din stomac așa și nu mai putea. Cu ultimele eforturi, s-o da jos pe genunchi, o deschis Scriptura, o pus degetul pe Psalmul 41 și cu versetul 3. Și atâta s-a rugat. Doamne, toată viața am împlinit cuvântul ăsta, împlinește-l și Tu odată. Acolo scrie ferice de cel ce îngrijește, de cel sărac. Atunci când e pe pat de suferință, Domnul ușurează boalele. Și îmi spunea frații de acolo, în momentul ăla s-a ridicat, vindecat de Dumnezeu și a trăit încă multă vreme. Har, harul mâinilor. Harul buzilor și harul mâinilor. Și apoi mai scrie și cu asta închei. Gata, termin predica. În fapte, în capitolul 4 spune, hai să citim cuvântul lui Dumnezeu, în 5:12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. Este harul mâinilor în lucrurile materiale și harul mâinilor în lucruri duhovnicești. Prin mâinile apostolilor. Îți vor întinde mâinile peste bolnav. Marcu 16, da? Eu atâta îți de atent și câteodată așa de nemulțumit. Spune ridicat spre cer mâini curate. Și mă gândesc, Doamne, când eu îmi întind mâinile, ce se întâmplă? Am eu un har special pe mâinile astea ale mele? S-au făcut ordinări. Ordinarea nu-i să iese caseta bine și masa de dragoste, nu. Ordinarea mai are ceva. Pavel îi spune lui Timotei, nu fi nepăsător de darul care este în tine și care ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Odată din mâini sau odată din ceata prezbiterilor. Două versete. La noi când am ordinat un frate prezbiter, om din la mine și spunea, măi frate dragos, n-am niciun dar, tu la care știi să predici un pic, eu nici să predic nu știu, dar e un om pocăit, păstorul principal al bisericii. În momentul când a venit frate și a pus mâinile peste el, el a avut o vedenie. Și de atunci lucrează cu darul de vire. Băi Viorel, când ai primit tu darul ăsta? Când se rugau frate la ordinarea mea. Că ordinarea asta mai are ceva. Frații care își întind mâinile ar trebui să transmită putere și un dar de la Domnul. Prin mâinile apostolului se făceau semne și minuni. Să ne ajute Domnul, amin? Eu cred că dacă harul îi darul lui Dumnezeu, putem să umblem în așa fel să ne favorizeze Domnul, să ne dea mai mult har. Și cu harul care ne l-a dat, să-l putem crește noi de acum, să ne înflăcărăm. Și harul de pe buză, și harul mâinilor, și alte haruri nu ne mai prezentăm aici, că timpul a trecut. Doresc pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Încercați din seara asta să creșteți un pic în har. Încercați să sporiți în harul în care măcar puteți. Și dacă n-a îngăduit Domnul să ne mai vedem aici, doresc ca la marea întâlnire, toți cei care sunteți aici, și cei dragi ai voștri să ne întâlnim acasă la Domnul. Amin.